Doamnelor și domnilor, după cum observați, ne aflăm într-un loc minunat, într-o grădină interioară a unui hotel, condus chiar de domnul Nicos Bozas. Iată, este în stânga mea. Bună ziua, domnule Bozas! Ne-am ținut de promisiune și eu și domnul profesor Lucian Iordănescu și am venit în vacanță aici la frumosul dumneavoastră hotel din Plata Monas. Bună ziua, domnulia! Bun venit! Eu fac una foarte bine vacanță la mine. Doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, suntem în Plata Monas, stațiune situată la poalele muntelui Olimp. Aici aveți aproape și muntele, dar și marea. După cum bine știți, noi am mai prezentat hotelul pe care îl conduce domnul Nicos Bozas. Am promis că vom veni aici în vacanță, ocazie cu care și filmăm la fața locului, ca să vedeți și dumneavoastră exact frumusețea hotelului și a locului în care ne aflăm. Domnule Lucian Iordănescu, nu este prima dată când veniți la hotelul domnului Nicos Bozas. Da, e a treia oară când vin aici. Acum să nu ne confundăm, noi suntem îmbrăcați la fel ca să fim în decor. Și avem și aceeași tunsoare, de asta îmi și place ca să fiu aici cu el toată ziua, discut și comentez. Și cum îi spuneam mai devreme, dacă ar fi să mă mut undeva, eu aici m-aș muta. Aici în Plata Monas, la el, la Nicos. I-au zis domnule Nicos, domnul profesor Iordănescu s-ar muta aici. Mulțumit, vin la Nico fiecare an. Eu am mult turist, vin fiecare an aici. Sunt mulțumit, vin primăvara, mult turist. După vara, facem excursie aici pentru schiados, croazera, Atena, Munte Olimp și Meteora. Și seara grecească facem aici, ori altcineva agenție preună. Adică înțeleg că le puneți la dispoziție și excursii opționale, pot merge în Salonic, în Atena, în Schiatos, în Paralia chiar, da? Cei care nu vor să stea toată ziua la soare pot opta pentru o excursie opțională. Haideți să vedem legat de pachete. Un sejur, da? 7 nopți de cazare, ce conține? Este mic dejun bufet suedez, cină, 4 feluri fix meniu. După fiecare săptămână îți prețuie altceva. Acum, hotelul este de 3 stele, cum le spuneam telespectatorilor. Ce avem în aceste 3 stele? Am piscină aici, foarte bine grădina pentru mic dejun dimineața. Locul în care ne aflăm acum. Da, da, da. Aici vă vorbim acum. Hotelul curat, mare... 100 de metri, 150 de metri, și mare direct un hotel acolo. Adică vis-a-vis, să spun așa, de hotelul dumneavoastră se află marea, da? Marea Egee, o apă curată, transparentă, caldă, da? Clima excelent, foarte bine. Plata Monas este una foarte bine locuri în Grecia, munte un mare, una clima super, super, super. Haideți să vedem ce ne spune domnul profesor Iordănescu vis-a-vis de Plata Monas, comparativ, eu știu, cu un alt litoral. De ce, domnule profesor, să alegem Plata Monas? În primul rând, cum a spus și Nicos, clima și poluarea aia aproape nu există aici. Sigur, mai trec mașini pe aici, pe acolo, dar face față clima și cumva anihilează noxele care mai ies de aici de acolo. Pe urmă, curățenia. M-am dus pe malul mării și m-am uitat în Marea Egee. Am intrat acolo la 100 de metri. Doar am trecut călătorat aici și am ajuns pe malul mării. E o apă de... Dacă te duci în larg, așa să zic, la 100 de metri, vezi fundul și vezi pietricelele de fund. Comparativ cu alte, cu ce să compar? Că poate să compar... mi-aduc aminte, cu vreo 3 ani în urmă, eram pe undeva pe malul Pacificului. Și cam cu ăla, că cu Marea Neagră ar fi o gravă eroare, nici un pic de asemănare. Plaja este un nisip foarte fin și ce am observat, curățenia care e pe plajă. N-ai să vezi hârtii, sticle, peturi din alea, toate aruncate. Șezlonguri puse la dispoziție. Da, ați văzut că ați și fost acolo, la unde sunt șezlonguri, sunt un fel de umbrele frumoase, toată lumea stă acolo, servicii foarte atente. Asta arată ceva. Ei știu să facă turism mult mai bine, mult mai eficient și cu mult mai multă atractivitate decât știm să facem noi. Asta e marea deosebire.
Vi s-a părut că sunt mai ospitalieri, mai primitori, mai drăguți, serviciile sunt mai bune decât la noi? Oh, incomparabil! Mă uitam astăzi de pildă, Nicos aici are niște persoane care îl ajută din personal. Are o fetiță, dom'le, aia numai în pas alergător merge aici, dar fuge cât poate, tot timpul. Personalul de dincolo, de la servici, zâmbește, amabil, să uită la tine să vadă dacă îți mai trebuie ceva, foarte atent. E bine ce-am făcut, curățenia nu mai zic, e impecabil. Deci este extraordinar de plăcut. Și e intim, nu este de pildă ca într-un hotel din ăla mare, rigid, așa, cu sobrietate, cu... Nu, e ca în familie, te simți ca în familie la Nicos. Trebuie să le spunem telespectatorilor că la aproximativ 5 minute de mers pe jos se află și Borășelul, să spun așa, Plata Monas, acolo unde întâlnim foarte multe taverne, foarte multe magazine și pe partea stângă și pe dreapta, cum mergem. De asemenea, seara putem consuma o băutură răcoritoare sau o băutură alcoolică, dacă ne dorim, chiar pe malul mării. Sunt măsuțe puse chiar pe nisip, pe malul mării, cu lumânare, ceva foarte romantic, foarte frumos amenajat. Așadar, odată ajunși aici, nu cred că vă plictisiți, pentru că, iată, puteți merge și în Orășel, în Plata Monas, puteți face și shopping. Am constatat că prețurile sunt destul de mici la hainele din piele, la hainele din blană, la suveniruri, pentru că, iată, ei pot negocia, da? Deci prețurile nu sunt fixe sau chiar dacă au un preț afișat, se poate negocia, domnule Nicu. Da, acum în Grecia și economiei jos, unde lume nu am mult bani, pentru că plătesc banca acolo, așa, așa. Prețul sunt mici. Acum, pentru cumpărături, sunt foarte bine pentru străini aici, pentru turist, pentru română, pentru tot. Ar fi bine... Am observat eu, ei își diminuează beneficiul și câștigul raportându-se la putința de cumpărare a clienților, fiindcă ei gândesc așa: mai puțin de la mai mulți decât mai mult de la câțiva. Și asta e un principiu al economiei de piață în contextul actual, care lor le favorizează existența și ceea ce vedem. Da, aș vrea să le reamintesc telespectatorilor că domnul Nicos Bozas este proprietarul hotelului în care ne aflăm. Cum vă spuneam, noi ne aflăm în grădina interioară a hotelului, loc unde dimineața se poate lua micul dejun sau se poate servi cafeaua. Faptul că domnul Nicos Bozas este proprietarul acestui hotel, și asta de fapt voiam să vă întreb, domnule Bozas, dumneavoastră puteți, să spun așa, negocia dacă vine un grup mai mare, eventual prețul, sau prețul este mai bun pentru că dumneavoastră sunteți direct proprietarul acestui hotel? La mine nu am concurență. Cine vine la mine, eu fac orice. Are copii, face reducere pentru copii, vin una grupe, vin, faci reducere, la fel, faci tot. Bun, acum faci una ofertă bună pentru septembrie. La 14 septembrie, 7 nopți, 9 zile, autocar, mic dejun, bufet suidez, cina, cazare, 250 de euro. Facem pentru septembrie, 14 septembrie. Deci am putea spune o promoție, da? Începând cu 14 septembrie, da? În prețul acesta este inclus și autocarul, și cazarea 7 nopți, mic dejun și cina. Vreau să-l întreb pe Nicos. În luna septembrie, pentru în special români, că la tine vin foarte mulți români, s-ar putea să gândească, domnule, septembrie. Cum e timpul în septembrie aici la tine? Septembrie, luna e mai bună, luna pentru vacanță, liniștit. Temperatura 30-35, e foarte bine pentru turist. Asta este foarte bine pentru septembrie. Septembrie la 15 octombrie, vreme e foarte, foarte bine. Cât este sezonul, domnule Bozas, aici în Grecia? Începând cu 1 mai până la 1 octombrie, cât? Mai, după Paște, hotelul este deschis. La 5 ora 10 octombrie faci închis. Deci, practic, de la începutul lunii mai până, să zicem, la începutul lunii octombrie, da? Am observat că sunt foarte mulți turiști aici la dumneavoastră în hotel și chiar am să stau de vorbă cu câțiva dintre dumnealor, care ei au mai venit an la rând la dumneavoastră. Am turiști aici 15, 16, 17 ani. Fiecare an vin la... Turiști fideli, am putea spune. Turiști buna.
Așadar, Plata Monas, o stațiune situată în centrul Greciei, doamnelor și domnilor, cu o climă mediteraneană, o stațiune care vă așteaptă, o stațiune în care puteți vedea multe lucruri frumoase. Așa cum vă spuneam, orășelul este situat la 5 minute aproximativ distanță mers pe jos de hotelul pe care îl conduce domnul Nicos Bozas, hotel de 3 stele, un hotel cu piscină, hotel cu baie personală, cu televizor, da? Practic, aici este locul unde vă puteți simți foarte bine. Litoralul este imediat peste drum de hotel. Marea este foarte curată, cum vă spuneam. Șezlonguri sunt pe plajă la dispoziție. Mă simt foarte bine, sunt alături de prieteni, suntem un grup destul de mare. Ce v-a determinat să veniți aici? În primul rând, locația. Grecia este locația mea favorită pentru excursii, pentru vacanțe. În general. Deci, Grecia în general și... În mod particular această locație, la Nico. La Nico. Asta înseamnă că există ceva preferențial față de celelalte. Bineînțeles. Așa cum vă spuneam, soare, piscină, plajă, orice le-am într-un singur loc. Ce anume vă face să reveniți de atâtea ori aici? În primul rând, domnul Nico, împreună cu familia și peisajul, absolut totul. Liniște, serviciile, cum le considerați? Extraordinare. Față de alte locuri. Am fost, într-adevăr, în Grecia, în altă parte, dar nu se compară. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție, un nou mod de viață. Astăzi vom vorbi despre chirurgia energetică și efectele ei miraculoase. Alături de mine se află domnul George Fetica, bioenergoterapeut. Bună ziua, bine v-am găsit! Sărmâile! Stimați telespectatori, de-a lungul timpului, pentru că domnul George Fetica este bine cunoscut, ca să spun așa, a apărut deseori, iată, în presă, doar o parte a presei, și vom vedea și aici în spate foarte multe publicații în care au apărut oameni care au spus ce probleme de sănătate au avut, cum au ajuns la cabinetul domnului George Fetica și rezultatele benefice pe care le-a avut. Despre acest lucru va vorbi chiar dumnealui, despre cazuistică, dar înainte de acest lucru din lumea misterelor, aș vrea să vă citesc un scurt articol. Numele meu este Barbu Edward, sunt din județul Gorj. Povestea mea este simplă, poate chiar banală. În urmă cu 2 ani am ajuns la spitalul din localitatea mea, unde mi-a fost refuzată internarea, motivul fiind teama medicilor să nu mor în spital. Au urmat zile interminabile de programări între spitalul de la mine din județ și spitale din București. N-am murit, dar nici bine nu mi-a fost. Am reușit să-mi formez o platoșă psihică de indiferență, resemnare, așteptând să-mi vină sfârșitul. Tot acest coșmar care mă îngrozea a început să dispară în momentul în care Dumnezeu mi l-a scos în cale pe domnul George Fetica. M-am prezentat la dumnealui în urma unei programări și cu gândul că este singurul meu ajutor. După 4 ședințe m-am trezit că încep să expectorez, vorbim de afecțiunea pe care o avea dumnealui, pulmonară. Iar după alte 3 zile de expectorații mi-a fost din ce în ce mai bine. Acesta a fost primul semn că ceva benefic se întâmplă. Mai aveam probleme și cu constipația, aveam scaun la 7-10 zile, iar acum s-a reglat și această problemă, în momentul de față având scaun zilnic. Observam lucruri bune în organismul meu, domnul George Fetica reușise să învingă boala așa cum promisese. Sincer să vă spun, la un moment dat începusem să-mi pierd speranța, dar acum vreau să îi cer iertare că m-am îndoit câtuși de puțin de vorbele sale. Speranța mea de viață poartă cu siguranță numele George Fetica și nu pot decât să mă rog ca bunul Dumnezeu să-l ocrotească și să-l îndrume să poată ajuta și alți oameni așa cum a făcut cu mine. Cuvintele sunt mult prea sărace pentru a putea mulțumi cum se cuvine acestui om. Bineînțeles, sunt sute de oameni, sau poate chiar și mii, care îi mulțumesc domnului George Fetica pe această cale și nu numai. Pentru început, stimate domn, pentru telespectatorii noștri, dar înainte de întrebarea pe care vă adresez, vreau să vă spun că aveți un număr de telefon afișat pe ecran, număr la care ne puteți adresa întrebările dumneavoastră, în special pentru invitatul meu de astăzi, domnul George Fetica. Așadar, domnule George Fetica, cum este posibil ca orice afecțiune, fie că este ușoară, fie că este grea, să fie ameliorată prin bioenergie? Foarte simplu. De pildă, în statele foarte dezvoltate cu acest gen de tratament, să zicem noi naturist, da?
se face tratament în primul rând de prevenție, da? Care este cel mai important. Nu trebuie să ajungă omul să zică, domnule, nu mai pot să respir sau nu mai pot să merg, îmi trebuie un baston, îmi trebuie o cârjă și așa mai departe. Deci, în primul rând, vreau să transmit oamenilor mesajul că este extrem de important ca să ne încercăm să ne aducem starea de sănătate la un nivel cât mai bun, da? Înainte de a ajunge să ne văităm. Stimată doamnă, este foarte posibil ca pacientul să se simtă foarte bine în foarte scurt timp, de pildă în tratamentul meu, în maxim 3-5 ședințe, este practic deja imposibil, este practic imposibil ca minim 70% din cei care sunt în cabinet la momentul respectiv să nu simtă ceva palpabil. Deci se poate dovedi foarte repede că tratamentul este benefic și binevenit pentru organism. În acel moment intervine și efectul placebo, pentru că dacă pacientul simte ceva că se întâmplă benefic, se deschide și mai mult, cooperează. Da? Și nu mai pierdem 2-3 ședințe. Asta nu înseamnă că necooperând, că mulți așa se bazează pe această mică șmecherie, știi, n-ai cooperat, de-aia nu te-am putut ajuta. Nu, de ajutat trebuie să ajutăm. Depinde, deci chiar dacă este sceptic? Și dacă este sceptic și nu crezut niciodată. El va vedea un rezultat. Da, important este să simtă ceva. Și pe cel om sceptic îl transform într-un om care nu știe cum începe să-ți încet, mulțumească. Încet să devină optimist. Absolut, da? Și domnule George Fetica, din cazuistica dumneavoastră, vi s-au adresat pacienți cu afecțiuni ușoare, dar și grele? Și una și alta. Am avut pacienți chiar cu afecțiuni foarte ușoare, dar am avut pacienți cu perioade terminale, cu perioade foarte grele, care au încercat o felul de tratamente ani de zile și starea de sănătate a decăzut permanent, a decăzut. Trebuie să țineți cont de acest lucru, că dacă începem să slăbim galopant, dacă ne dispare pofta de mâncare, dacă apare o formă de sfârșeală, că nu putem să mai mergem mai mult de 10 metri, că trebuie să ne oprim, este un mare semnal de alarmă. Nu vă culcați pe o ureche, că s-ar putea să vă doară amândouă. Este extrem de important să înțelegem ce înseamnă această putere energetică pe care eu vă dau dumneavoastră, vă ajut energetic exact ca o baterie. Eu consider omul, stimați telespectatori, ca o baterie. Bateria are un termen, să zicem, de 3 ani, pentru că uzura ei intervine în acești 3 ani, începe să slăbească, nu mai are putere să pornească mașina. Și noi ce facem? Ne ducem la redresor, o punem și îi mai dăm viață. Ei, asta face George Fetica. Ei, vă dau efectiv viață, putere de a funcționa cum trebuie. Înțeleg de la dumneavoastră, domnule George Fetica, că orice afecțiune poate fi ameliorată. Fie că e o afecțiune a ficatului, a rinichiului, a stomacului, a inimii, o formă reumatică și așa mai departe, ea poate fi ameliorată. Acum, dacă afecțiunea este ușoară și omul vine din timp, poate fi chiar dusă către bine. Dar aș vrea să ne spuneți, iată, pe lângă acest procedeu de bioenergie, mai sunt și alte metode pe care le aplicați pacienților la cabinetul dumneavoastră? Da. Și dacă da, le aplicați în funcție de afecțiunea pacientului? Da, am 4 tehnici de bază. Am terapia cu contact și fără contact, care practic este o periere a organismului la nivel energetic, o curățire. Da? Avem cercul, care este o tehnică a mea, aparte, separat față de toate celelalte tehnici. Da? Și încă o tehnică extrem de importantă pentru mine, care am descoperit-o eu, am pus-o în practică, sau mai bine zis, am direcționat către organele bolnave, da, un fascicol, da, energetic, prin ventuza chinezească. Am denumit-o lasoterapie, da, și în felul acesta pătrund, deci lasoterapia prin ventuza chinezească, pe care nu o face nimeni. În nicio parte lucrurile sunt foarte clare, că
rezultatele apar incredibil de bine. Domnule George Fetica, de-a lungul timpului dumneavoastră ați fost deseori, să spun, invitat în cadrul emisiunii pe care eu am realizat-o și cu ceva timp în urmă luam un caz de la început. Da. Venea o persoană cu analize de la medic, da? Vedeam și vedeați dumneavoastră în ce situație se află, urma ședințele de bioenergoterapie și de fiecare dată pe etapă venea și în cadrul emisiunii persoana respectivă și relata cum se simte. Chiar a fost la un moment dat o doamnă care a venit în căruț, iar peste un timp a venit pe picioare, la început sprijinită în cârje, ulterior chiar și fără cârje. S-au întâmplat, iată, am putea spune, nu minuni neapărat, pentru că totul are la bază și o știință, exact, și aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că am cunoscut foarte mulți pacienți realizând această emisiune, stând de vorbă cu dumneavoastră, și am văzut și evoluția lor pe timp ce a trecut. Acum, pentru telespectatorii noștri de la emisiunea Un nou mod de viață, unde vă pot găsi? Da, mă știți de aproape 17 ani. Sper că nu m-am făcut niciodată de rușine, nici nu o să mă fac de rușine. Nu sunt salvatorul lumii, dar fac... Domnule George Fetica, și o zi, dacă ne prelungește cineva viața, am întrebat și lucrul ăsta. Am întrebat și lucrul ăsta și așa mi s-a răspuns. Lucrurile sunt foarte clare că eu, pentru a aduce sănătatea oamenilor, am ieșit un pic și din București, da? Mi-am deschis și în Ploiești și mai nou în Brașov. Județul Brașov îl iubesc enorm pentru că am locuit în Făgăraș 7 ani. Lucrurile sunt foarte clare că acolo, dacă doriți relații suplimentare, formatați acolo și un Google George Fetica și vă voi răspunde și la aspectul ăsta tot ceea ce vă interesează. Așadar, aveți cabinet în București, Ploiești și Brașov. Și Brașov. Oricum, pentru mai multe întrebări, telespectatorii noștri pot suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Este numărul de telefon al emisiunii noastre Un nou mod de viață. Iată, un nou mod de viață pentru a preveni anumite afecțiuni, dar un nou mod de viață și atunci când s-a instalat o afecțiune și ea trebuie ameliorată. Niciun tratament în lumea asta nu este garantat. Eu garantez că cine face un tratament la mine, 100% îl pot ajuta. Nu știu până la ce nivel, n-am spus și nu voi spune niciodată te-am vindecat. Sunt situații când mai sunt întrebat la telefon dacă mă puteți vindeca. Păi, domnule dragă, dumneata, ești la capătul firului și eu, cum este posibil să mă întrebați lucrul ăsta când eu noi nu am făcut o consultație? Când eu nu v-am văzut. Da. Dumneavoastră, poate m-ați văzut la televizor, dar eu... Nu v-am văzut, doar vorbim la telefon. Veniți la o consultație și atunci stabilim. Deci, stimați telespectatori, garantat vă pot ajuta pentru orice fel de afecțiune, de la A la Z, în funcție și de vârstă, dar cu siguranță George Fetica nu se face de rușine.